Bună dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce intenționează față de tine persoana la care tu te gândești în acest moment, în care tu ai intrat pe acest videoclip. Să vedem ce mesaje sunt pentru tine. În egală măsură, citirea este valabilă și pentru cei care sunteți singuri, deoarece voi aborda și acest subiect în cadrul acestei citiri. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment, ce mesaje ți se transmit. La baza pachetului pentru tine avem Arcana Major, Faetonul. Este o carte foarte frumoasă. Este o carte care vorbește despre o persoană care, în momentul de față, se află între două persoane sau este cineva care se ocupă cu două locuri de muncă. Poate discutăm de o persoană care este prinsă atât. Pe casă și familie, cât și în plan profesional. Văd aici că ai o puternică legătură cu cineva care poate face multe drumuri, merge foarte mult cu mașina sau, în general, este o persoană care circulă foarte mult, care merge foarte mult. Dar mai văd aici și că poți avea legătură cu cineva care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Este cineva care se îndreaptă către tine. Văd că această persoană are gânduri foarte, foarte serioase. Dacă ești o persoană singură, aceste caracteristici sunt uh, ale persoanei uh, pe care tu o vei cunoaște. Prima carte avem un 5 de cupe. Această persoană este tristă, este supărată. În acest moment, această femeie sau acest bărbat de care tu ai întrebat este foarte supărat în legătură cu o pierdere. Poate, în unele cazuri, sunteți despărțiți, nu mai aveți nicio legătură, dar toată această carte să știi că poate să vorbească foarte frumos și despre o legătură cu cineva care. A mai avut o relație serioasă înaintea ta. Dacă ești o persoană singură, văd aici că vei cunoaște pe cineva care a avut o problemă foarte mare în dragoste, a avut o dezamăgire foarte mare. Bun. Doi de spade. Dacă ești într-o relație cu o persoană, vezi că acest om are niște probleme foarte mari de care nu îți spune. Doi de spade reprezintă o lipsă de comunicare și împreună cu acest cinci de cupe este clar vorba despre faptul că nu îți spune despre supărarea lui sau despre supărarea ei. Dacă sunteți despărțiți, acest om suferă, acest om dorește să comunice cu tine. Următoarea carte, 10 de băte. Această persoană are foarte multe lucruri de făcut în momentul de față, este foarte aglomerat, simte ca o apăsare foarte mare, un anumit lucru, în general vorbind. Nu are bucurie acest om, poate trece printr-o perioadă în care are mai mult de lucru. Să vedem acum ce gândește această persoană și simt să extrag altfel cărțile. Ce gândește? În primul rând, în momentul de față, este foarte bucuros atunci când vorbește cu tine. Este foarte bucuroasă. De asemenea, văd că este o persoană foarte pozitivă care vede partea bună a lucrurilor. Care se bucură de fiecare lucru mărunt din viața lui sau din viața ei. Și asta este absolut fantastic. Apoi, Marea Preoteasă, da, este o persoană secretoasă. Acest om, în momentul în care are o problemă, să știi că nu se deschide în fața nimănui, nu comunică cu absolut nimeni. Tot marea preoteasă poate să însemne și despre faptul că această persoană poate are niște studii foarte înalte, cum ar fi o facultate, un masterat, un doctorat și așa mai departe. Deci are niște studii foarte înalte. Persoana asta știe multe, doar că nu spune preferă să trăiască și să știi că este o persoană mai izolată din fire, îi place foarte mult să stea singur sau singură, nu îi place să fie în centrul atenției. Să vedem următoarea carte. Cavalerul de bâte, următoarea carte, este o persoană care îi plac aventurile însă ascunse, secretoase, să știi că a trăit multe experiențe în viața lui sau în viața ei, dar de care poate nu ți va spune niciodată sau dacă ți-a spus, cu siguranță evită să, să spună mai multe detalii. Această persoană se simte foarte atrasă față de tine, simte că tu ești persoana ideală, să știi că te divinizează, pur și simplu, deci dacă sunteți într-o relație și lucrurile sunt bune, persoana asta te divinizează, consideră că tu ești ideal, că tu ești persoana perfectă pentru el sau pentru ea. Hai să vedem ce intenții are cu tine, chiar sunt foarte curioasă, sau ce intenții va avea în momentul în care te va cunoaște, asta dacă ești o persoană singură. Hai să vedem și avem un nouă de bâte. Acestei persoane este teamă să nu te piardă sau în momentul în care te va cunoaște, va dovedi în fața ta o mai mare teamă. Poate îl vei cunoaște într-o perioadă în care va fi foarte stresat, foarte obosit, dar dacă ești într-o relație cu cineva, acest om să știi că este în stare să Continuie relația chiar și în cele mai grele condiții nouă de bâte îmi arată despre o persoană care suferă o persoană perseverentă, care de fiecare dată încearcă să rămână acolo. Încă o carte. 6 de monede foarte frumos văd aici un cadou pe care această persoană ți-l pregătește. Și tot această carte, să știi că vorbește despre faptul că își calculează foarte bine faptele pe care le faci față de tine. Poate este teamă, este teamă de faptul că nu ți-ar putea place acel cadou sau în alte cazuri văd aici că ar fi bine să fiți atenți dacă e vorba de niște bani între voi. Nu știu, este teamă de ceva legat de niște bani, de o împărțire de bunuri, sau pentru alții dintre voi chiar putem să discutăm despre faptul că este teamă de o zi de naștere sau de o zi de sărbătoare, ceva de genul acesta. Hai să vedem următoarea carte. Regele de monede. Acest om aici să știi că îți pregătește ceva pregătește ceva foarte mare. Este o persoană pe care te poți baza. Văd aici o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Dacă ești o persoană singură, undeva în sezonul acestor zodii, tu poți cunoaște o astfel de persoană. Are intenții serioase față de tine, are sentimente frumoase, însă, repet, văd aici probleme foarte mari și vreau să clarificăm puțin aceste probleme, chiar sunt foarte, foarte curioasă să vedem ce trebuie să știi. Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară, pot fi probleme legate de o activitate pe care acest om o face sau pot fi probleme legate de muncă. Este un om care mereu și asumă totul pe cont propriu și nu prea cere ajutorul celorlalți și din acest motiv cred că este acest 10 de băte pentru că mereu vrea să facă totul pe cont propriu. Poate să fie aici iarăși o problemă legată de ceva vechi, o problemă legată de poate chiar o persoană mai în vârstă pentru pentru alții dintre voi. Mai avem împărăteasa, o legătură cu un taur, cu zodia balanță. Acest om să știi că are niște probleme foarte mari cu o femeie. Poate să fie mama, poate să fie o soră, o prietenă. Este cineva din viața acestei persoane care are probleme. Pot fi și probleme cu banii în unele cazuri. Probleme cu abundența. Persoana asta nu este într-un spațiu în care se simte confortabil sau are niște probleme. Nu știu, parcă stă în mizerie, stă într-un într loc, sau cel puțin așa consideră acest om că într-un astfel de de loc se află. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la încă o altă citire dacă doriți să mai vizionați. Vă invit cu drag și la previziunile pe Zodii de pe celălalt canal dacă doriți. Aveți link în primul comentariu. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.